Statele Unite ale Americii desemnează gruparea rusă, grupul Wagner, drept organizație criminală transnațională, sporind presiunea asupra armatei de mercenari care luptă în Ucraina. Wagner este o organizație criminală care continuă să comită atrocități pe scară largă și să încalce drepturile omului, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru Securitate Națională, John Kirby. Totodată, trezoreria americană va impune noi sancțiuni săptămâna viitoare împotriva grupului și a celor aliați acesteia la nivel mondial. Oficialul american a precizat că grupul Wagner a trimis aproximativ 50.000 de combatanți pe frontul din estul Ucrainei. De altfel, Kirby a acuzat Coreea de Nord că furnizează armament grupului Wagner, lucru negat însă recent de regimul de la Fenian.